Bila este produsă în ficat și apoi este stocată în vezica biliară. Scopul vezicii biliare este de a concentra bila pentru digestia grăsimilor, pentru extragerea vitaminelor liposolubile AD și a acizilor grași esențiale. Dacă nu mai ia în vezica biliară, bila se scurge din ficat în intestin și este mai puțin eficientă. Bila ajută la lubrifierea colonului, la distrugerea unor bacterii rele, la sănătatea microbiomului. Alimentele și suplimentele care ajută la creșterea producției de bilă, chiar dacă nu mai ia în vezica biliară, sunt frunzele de sfeclă roșie, ghimbir, anghinare, lămâi, păpădie, turmeric și suplimentele betaină, ciulinul de lapte sau silimarina, sărurile biliare purificate sau superenzime și colina.